Subiectul comasării celor 5 licee tehnologice din municipiul Târgu Jiu se află în atenția tuturor și este un subiect destul de sensibil. Decizia de a reorganiza aceste unități de învățământ nu este altceva decât o respectare din partea Inspectoratului Școlar Județean a Ordinului de Ministru, hotărârea finală fiind luată de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar. Inspectoratul Școlar nu a făcut decât să respecte un ordin de ministru, să trimită o documentație și de aici încolo hotărârea și decizia finală va fi luată de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, mai bine cunoscută ca ARACIP, și Ministerul Educației, care, în cazul în care ARACIP-ul va emite un aviz favorabil, va emite un ordin de ministru care să dispună de la începutul anului școlar următor, respectiv la 1 septembrie 2022, o reorganizare a rețelei școlare în privința celor 5 licee propuse spre comasare. În urma discuției de săptămâna trecută dintre cadrele didactice ale acestor licee și ISJ, Dana Constantinescu, inspectorul școlar general, a explicat ce anume urmează să se întâmple și care este scopul acestei reorganizări. Nu s-a ajuns la un numitor comun, întrucât părerile și variantele profesorilor erau subiective, declară Dana Constantinescu, și nu corespundeau realității. Discuțiile, așa cum ați întrebat dumneavoastră punctual, s-au derulat în jurul acestui subiect, le-am explicat cam care sunt pașii și ce se întâmplă, au încercat să vină cu variantele dumnealor, subiective evident, foarte multe dintre ele nu corespundeau realității, le-am spus acest lucru, niște păreri și niște idei induse, care le sunt în permanență induse și pe care le expun ca fiind adevărate, le-am demontat ușor-ușor. Hotărârea cu privire la reorganizarea acestor licee va fi anunțată la finalul lunii mai. Nu, se va afla la sfârșitul lunii mai dacă această reorganizare se va face sau nu, deoarece trebuie cunoscute aceste date exacte ale noilor structuri cu personalitate juridică, deoarece în momentul în care un elev absolvent de clasa 8-a care susține proba de evaluare națională va trebui să completeze pe fișa de înscriere într-un liceu un anumit cod. Și atunci, probabil, dacă această reorganizare se va produce, codul care ar corespunde în clipa de față unuia dintre liceele propuse spre reorganizare n-ar mai corespunde atunci. Edilul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, susține că la momentul actual există două puncte de vedere diferite. Acesta susține că părerea autorităților locale coincide cu cea a reprezentanților unităților de învățământ ce se doresc a fi comasate, sperând până în ultima clipă ca această reorganizare să nu aibă loc. Avem două puncte de vedere diferite. De fapt, noi avem același punct de vedere cu reprezentanții unităților de învățământ care sunt propuse spre comasare. Inspectoratul Școlar a și înaintat Ministerului Educației o propunere de comasare a celor 5 unități de învățământ. Ne păstrăm punctul de vedere până la sfârșit și sperăm că nu se va ajunge la comasarea unităților de învățământ. Aici vorbim de, e adevărat, licee cu profil tehnic și tehnologic. Iar din punctul nostru de vedere, chiar dacă în momentul de față nu sunt solicitări foarte, foarte mari pentru înscrierile la astfel de licee, și municipiul Târgu Jiu, ca și celelalte municipii din țară, trebuie să păstreze aceste licee, pentru că piața forței de muncă cere în momentul de față specialiști în aceste domenii. Romanescu declară că orice societate are nevoie de personal calificat în domeniile tehnologice și acesta reprezintă unul din argumentele ce stă la baza dorinței de a păstra respectivele licee în forma actuală. Eu sunt de acord și e bine să se facă și performanță pe liceele mari din municipiul Târgu Jiu și se continuă performanța în liceele mari. Dar avem nevoie și de strungare, avem nevoie și de frezori, avem și de nevoie de muncitori în construcții. Nu putem, la nivelul societății târgujiene și la nivel național, să avem doar juriști, ingineri, economiști și medici. O societate trebuie să funcționeze cu toate categoriile de angajați. În continuare, Dana Constantinescu oferă garanția că în urma acestei reorganizări, dacă va avea loc această reorganizare, niciun cadru didactic ce își desfășoară activitatea într-unul din aceste licee nu va fi defavorizat de numărul de ore sau de încadrare. Ce este important și foarte important de transmis? Nici un fel de profesor nu va fi defavorizat de numărul de ore sau de încadrare. Profesorii acestor licee beneficiază de foarte multe ore suplimentare în clipa în care vorbim. Eu cred că vor mai fi și ore la plata cu ora, pentru că sunt suficiente ore pentru toată lumea. Ce spun ei, că își vor pierde locurile de muncă, nu este adevărat.